Doamnelor și domnilor, azi o să fie foarte bine. După cum vedeți, m-am înarmat cu o vioară. Știți foarte bine că urechiși n-am fost niciodată. Cu notele am stat bine. Așa că astăzi o să fie o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că avem mari nume alături de noi. Această vioară va cânta puțin mai târziu, dar până când să vină instrumentele, să vedem vocile. Alături de noi în acest moment se află doamna Irina Login. Sărumâna, doamna Login. Bine v-am găsit. Aplauze din culise, din bucătărie, foarte frumos, da? Să nu mă luați la dumneavoastră în echipă, că nu mă, pe asta cu vioara nu mă glumesc, că nu mă pricep. Se vede că ești stângaci. Da, doamna Login, la microfon. Da. Ce mai faceți? Da. Mulțumesc, bine. Cum e? Bucuroasă, fericită, mi-a dat Dumnezeu îngeraș și tot suflul meu este în această scumpete nepoțica mea. Cum este? Ia, atenție mare, este... vorbește bunica Irina Login, liniște, da, în culise, vă rog. Da? Toate bunicile aș dori să cum aibă. E? Și cum, dumneavoastră, când o vedeți? Ia, atenție mare, vă rog frumos, uitați-vă și dumneavoastră. Da. Robă de nepoțică, uitați-vă. S-a schimbat la față, să știți, nu glumesc. Da. Cum este? Cum este? Mășalum, nu mai pot după ea, nu mai pot. Îmi dă viață, îmi dă suflu, îmi dă bucurii. S-au dus toate, cum să zic... durerile, supărările. Nu, durerile, vorbesc de... temerile, că nu o să fiți bunica, acum e clară treaba, nu? Da. Este ceva nemaipomenit de frumos. Doamnelor și este domnilor? Suflet, este viață. Este... O să mai vorbim cu doamna Login după o piesă absolut superbă. Pe copilul o să-l mai vedem. Uitați-vă și dumneavoastră. Bijuterie în toată regula. E iute ca dumneavoastră? Este a început deja foarte să, iute. A început să ia drumul snagovului. Și dă niște signale pe acolo, înseamnă că va avea și voce, sigur. Aia-i treaba. Cu cine o semăna la voce? Da. Da, da, o foarte nebunie. Bine. Doamnelor și domnilor, avem și alți prieteni în culise pe care nu vrem să-i vedeți acum, pentru că îi veți vedea într-o ediție specială. Până atunci, însă... Sper că nu mă acompaniezi. Doamne, ferește, domnule, dar vreți să stric melodia. Auziți? Da. De la Ciprian n-avem nicio temere. Nicio speranță. Nici de ce, nimic. Doamne? Că e mai bun așa. Da, dar are altceva bun. Nu a neapărat cântat. Nu, mă refer la nepoți, la asta, nu? A, de nepoți. Ce să mai sper? Mai sper. Așa, mai sperați, nu? Mai sper, da. Da. Dar în orice caz a rezolvat Irinuca problema și lucrurile sunt bune. Da. Cine știe, poate Irinuca, dacă tot a prins drumul acum, merge mai departe. Că așa se întâmplă. Așa se întâmplă, de fiecare doamna dată. Login, vă invit alături de mine. Până atunci, doamnelor și domnilor, trimiteți pe paginile noastre de Facebook toate mesajele frumoase pentru doamna Irina Login și pentru invitații pe care îi avem. Avem o primă piesă foarte frumoasă cântată de doamna Login, după care mai povestim. Melodiile care m-au consacrat au fost melodiile despre mamă, despărțirea de mamă, despărțirea de sat, de săteni, de cei dragi. De la o mamă pentru toate mamele din România. De la casa părintească, da. Irina Login. Cel mai mare între frați și
Îți scriu, fiule, cu dor, poate eu ca mâine mor. Și te rog cu inima să-mi răspunzi cu mâna ta, măi. Doamnelor și domnilor, Irina Login absolut impecabil, așa cum v-ați obișnuit, întotdeauna în formă și de fiecare dată, ați înțeles, nu numai pentru nepoțică, ci pentru toți cei care o iubesc. Doamna Login, unde vă vedem la sfârșitul acestui an, după care știți foarte bine că spune doamna Login, o snoavă e ruptă din cer. Unde vă vedem? La sfârșitul anului cu nepoțica. Cu nepoțica. Nu, cântați? Nu, am refuzat, nu. De ce? Nu, mai vreau să este... Ar fi al doilea revelion care îl... Așa este, că și anul trecut ați zis. Nu, gata. Vreau să mă odihnez, vreau să fie bine, vreau să fie... Să-mi aduc aminte de seriile care le făceam cu părinții și copiii toți în casă. Adevărul e că revelioanele astea cu cea mică nu ne mai dă nimeni înapoi. Nu ne mai dă nimeni. Și atunci de ce? Și a venit o vreme în care sunteți împlinită, sunteți iubită. Da, poți să mai stai și acasă câte o seară, nu? Este așa de frumos. Este și numai pregătirea asta, numai parfumul ăsta al sărbătorilor. Să fii în ținul familiei de fiecare dată. Cu cine seamănă cea mică? Cu mami sau cu tati? Și. Și cu are ceva și din bunica? Are. Ce are? Are. Ce are? Signalul. Doamnelor și domnilor, să că treceți pe aici, pe undeva, prin zona de nord, dacă auziți un signal, să știe ce naște din Login, frumos cântă. Zice că venea o bunică după fată. Așa. Avea un nepoțel în București. Și venea din provincie, iată, bunică, și aducea bombonele, aducea băiatului. Și la un moment dat, nepotul întreabă, măi, mamaie, cine te aduce pe tine fiecare duminică de mi-a dus bombonele? Deci, cum mama îi zice, mă aduce trenul. Trenul te aduce? Păi tata a zis că te aduce dracu. Da. Sau nu, zice că unul, știi că fiecare comun are nebunui lui, da, cu cealapa, da, cu capul. Așa. Și l-a găsit pe nebun. Mă spânzur, nu-l băga nimeni în seamă. Mă spânzur, nimeni, a văzut el că nu bagă în seamă nimeni. Și-a luat un scaunel, o sfoară mare și a plecat la pădure. Se urcă, ajunge la marginea pădurii, pune scaunelul jos, se urcă în vârful copacului, leagă sfoara aia mare de acolo și treangul ăla, se lasă pe scaunel, face lațul ăla așa mare, îl bagă pe cap, zăpovește aici la gât nițel altul care trecea pe lângă marginea pădurii. Așa. Zice, ce faci, măi, nebunule, acolo? Mă spânzur! Da, asta. Păi bine, mă, ca să te spânzuri trebuia să lași lațul ăla de gât, zice, nu, că l-ai lăsat de mijloc. Păi am încercat așa, dar mă sufoc. Da, când a spus cel cu cine te-a adus, știți că era povestea, prima călătorie către planeta Marte cu cosmonauți, se așează frumos, un prim pas pe Marte, primul pas pentru univers, merge unul și găsește trei tarabe. Bunătăți de la Sibiu. Înnebunește-l. Și se duce la țăran și zice, mă, voi cu ce ați venit aici? Și oamenii spun simplu, cu brânză.
brânză. Cu brânză. Normal. Da, normal, doamnelor și domnilor, îi mulțumim foarte mult doamnei Irina Loghin pentru prezență. Vom avea de 1 decembrie o surpriză foarte frumoasă, toate la timpul lor. Până atunci urmăriți programele noastre de 1 decembrie pentru că va fi un regal cu doamna Loghin, care nu pleacă până nu vă oferă și o sârbă. Sănătate multă! La fel, mare bucurie ne-ați făcut. La fel, și știe doamna Loghin că noi am vorbit zilele astea că o iubim și iubiți fiecare zi în care o aveți pe doamna Loghin. O ascultăm cu drag. Simt. Mulțumesc foarte mult. Ți-o prăpădești și rămân de tine toate. Iar din tot ce ai strâns o viață vin să-mi facă rudele, măi. Și se ceartă ca la piață pe mânca ca omule. Oflele, oflele, dorule, ținem, Doamne, zilele, ținem puterea și viața mea să mă mai bucur de ea. Oflele, oflele, dor nebun, de-aș rămâne ca acum la Dumnezeu, să mai pot trăi și eu. Viața asta e ca un fum, ca un fir de vânt se trece. Ca mâine ajungi bătrân, pe omule și petrece. Sănătatea e mai de preț decât orice bogăție. Hai, omule, fii isteț și bea un pahar cu mine. Oflele, oflele, dorule, ținem, Doamne, zilele, ținem puterea și viața mea să mă mai bucur de ea. Oflele, oflele, dor nebun, de-aș rămâne ca acum cu rugămintea la Dumnezeu să mai pot trăi și eu. Sănătatea-i mai presus, nu-mi trebuie avere. Eu n-am nimic de ascuns, Dumnezeu să-mi dea putere. N-am nevoie de mulți bani, n-am nevoie de palate. Banii lasă-i la dușmani, eu vreau, Doamne, sănătate. Oflele, oflele, dorule, ținem, Doamne, zilele, ținem puterea și viața mea să mă mai bucur de ea. Oflele, oflele, dor nebun, de-aș rămâne ca acum cu rugămintea la Dumnezeu să mai pot trăi și eu. Mulțumim, doamna Irina Loghin, pentru această prezență absolut minunată. Până una alta, mai avem o divă. Este vorba despre Ozana Barabancea. Dacă vreți să vă pupați, stați așa, că dacă toți sunteți aici, putem să o pupăm amândoi pe doamna Loghin, să-i mulțumim aici, așa frumos, așa. Da. Doamna Loghin are treabă, da? Vă rog frumos, doamna Ozana, poftiți. Este și profesoară de canto. Este profesoară de canto? A fost cândva, am fost cândva, da. A fost și va mai fi. Da. Bravo. Mulțumim, doamna Loghin, te rog să-i mulțumesc. Ozana, pe de altă parte, la bucătărie, la bucătărie. Bună, Ozana! Vă pup, dragilor! Aveți ceva de post? Era primul că asta vei întreba, desigur, pentru tine aveți niște... Nu, hai să-i dăm o mâncărică de mazăre pentru tine. Foarte bine, sunt de acord. Da. Și în rest, pentru pofticioși, și domnul Galan se ocupă el de el. Domnul Galan este regele fripturilor, a purcelușilor de lapte, a cefelor. Deci, domnul Galan, de în afară de această șampanie de care dă dovadă de fiecare dată... De ce înghitim se când auzi chestia asta? La madere n-ai făcut așa. Nu, eu îmi țin postul, îmi țin treaba mea. Nu, okay. Admir talentele gastronomice, culinare, dar, minunat. Fiecare e încintă, nu? Da, da. Avem pentru Ozana, doamnelor și domnilor, și puțină apă minerală, dacă vrei. Nu de vreau. Atunci apă plată de post. Da, dacă... bine, așa da. Așa, da.
Bine ai venit, o Zara! Ah, bine m-am găsit, că nu v-am văzut de mult. Da, ce mai faci? Pregătesc un spectacol extraordinar pe 1 decembrie la sala Luceafărul, la ora 19. Este vorba despre un concert de muzică patriotică, pop simfonic. Deci este muzică proaspătă, nouă, scoasă din cuptor, cum ar veni. Lucrez cu 5 compozitori. Ce frumos! Da, sunt fericită pentru că am șansa asta extraordinară să cinstesc cum pot și eu, știi, România. Vă aștept cu micul mare și în orice împrejurare, pentru că este o lecție de patriotism până la urmă. Și în afară de asta o să cânt alături de Orchestra Lumii Sonore, despre care tu știi, și da, cu copiii mei. Foarte frumos. Doamnelor și domnilor, programul de 1 decembrie, așa, de la 4 la 6, stați la Exclusiv VIP, că o să o vedeți și pe Ozana. Și după aceea, de la 6 la 7, aveți timp să ajungeți la sala. Absolut, de absolut. Foarte bine. Bun, în rest, ce ai mai făcut? Cu ce în te rest, mai lauzi? Tu totdeauna faci câte o chestie de asta care trebuie amintită. Am început să compun. Ultima mea piesă este Suavă Catifea. Este pe versurile mele, muzica mea, și mi-a produs-o Alex Luft, Luft Records, pe care îl felicit și căruia îi mulțumesc. Da, este specială. Și acum pregătesc câteva concerte de colinde și la Filarmonica din Botoșani și la operetă și la operă. Deci tu ești profesoară de canto, ceea ce nu mă întoiam. O să, da. Da, deci dacă doamna Login mi-a spus, da, mai devreme, laudă-te, da, și spunem niște distinși elevi de-ai tăi, ai voie să-mi spui? Da, bine, acum eu nu pot să-mi permit să spun că am fost profesoara doamnei, da, Irina Login, care este o somitate și vorba aceea. Dar a venit la mine cândva și i-am dat niște sfaturi și mă bucur că mă consideră aproape de sufletul dânsei, cam ceea ce bine, este cel mai important și cel mai frumos compliment. Da. Am avut șanse să lucrez cu foarte mulți actori pe vremea când pregăteam musicalul Chicago. Actori cu care m-am și împrietenit între timp, cu Monica Davidescu, cu Anca Țurcașiu, cu Silviu Biriș, cu care am o relație foarte frumoasă. Suntem într-un spectacol împreună și chiar el va prezenta spectacolul de 1 decembrie. Bun. Pentru că este un patriot adevărat, este adevărat, un teolog și este un actor deosebit și amândoi iubim România. Atenție mare, ați înțeles, Ozana ține post. Da. Da, de exemplu, dacă ai o filmare de asta în care efectiv mai rămâne porcul să zboare, că în rest le-a făcut pe toate, mental cum te setezi? Nu văd, nu aud, nu miros, nu. Nu? Nu, nu, nu. Știi ce e prost? Că după aceea, dacă mănânc repede, mi se face rău. Da. Deci trebuie să mănânc încet și puțin, chit că e de post, chit că nu e de post, și de preferat fără pâine, știi? Am înțeles. Bun. În rest, Ozana, copiii tăi? Bine, Gloria cu facultatea, Andrew acum, mă rog, este membru al Uniunii Compozitorilor, eu nu l-am ajutat cu absolut nimica, e de la el putere. A lucrat și cu niște case de producții importante, zic eu, în țara asta și mă bucur pentru ei, adică eu îi susțin. El și-a luat cățel și eu mă cert în fiecare zi cu el din cauza cățelului. Nu te obișnuim, mă, de cu cățelul, că am vorbit și de data trecută, dar ce are cățelul? Roade mobilă? Băi, nu e. Face caca unde nu trebuie. Face caca unde nu trebuie, păi calcă pe el și o să fie noroc. Nu, eu nu intru în camera aia, n-ai înțeles. Dar ce are, mă, câine? N-ai mai văzut câine? N-ai mai văzut? Nu am răbdare. Păi acum, dacă băiatul tău are, tu are. Pentru băiatul tău trebuie să ai răbdare, nu pentru câine, da? Da. Uitați-vă la ea, toate ca toate, nu o doboară nimic, dar asta cu cățelul a pus-o la pământ. Da, auzi, hai mai bine să cânti. Să cântăm, să cântăm, zic. Mai bine să cântăm decât să vorbim de cățel. Un cântec vesel să cântăm. Decât să, vorba aia, ne apucăm să lătrăm pe aici și ne știe ce lucruri. Mai bine un cântec vesel să cântăm. Ce cântăm? Nu știu, ce vreți voi. Ce vreți voi și după aceea mâncăm de post. Ozana! Ajunul lui Crăciun, colindătorii vin pe drum, prin cețuri, chiciură, șomat, de ori și unde și cum pot, vin la răscrucea dintre ani, din moși, strămoși, daci și romani, cu gânduri bune pentru noi, pe jos sau carul tras de voi, din moși, strămoși, la noi.
și recurăță cu ploi. Vino, Doamne, înapoi și îndură-te de noi. Dimineața cu dar sfânt se coboară pe pământ. La apus, la răsărit, în moș-trămoș ne-am pomenit, cu regii magici au urmat drumul de stea sfânt împărat. Hristos veghează viața mea, veghează viața tuturor și ne oferă dragostea acum în prag de sărbători. Din moș-trămoș la noi de la galerie, aș mai dansa, aș mai face un vals cu Ozana, dar trebuie să plece cu așteaptă elevii. Până atunci însă, atenție mare, astăzi este ziua în care Prima TV lansează de la 7:30 un super serial care se numește Locul cel Bun, The Good Place. Vedeți aici doi actori foarte cunoscuți, Ted Danson și cu Kristen Bell. E vorba despre această domniță blondă pe care o vedeți, o cheamă Eleanor, este foarte egoistă și după moarte se trezește și află că a ajuns la locul cel bun care seamănă cumva cu raiul. Ea își dă seama ce greșeli a făcut și crede că nu merită să fie în locul cel bun și că a ajuns aici din greșeală. Ea vrea să demonstreze că poate să devină o persoană mai bună, ajutată de alte personaje. Serialul este absolut senzațional și atenție mare că acest serial are un mare fan. Este vorba despre președintele Statelor Unite, Barack Obama, care iubește acel serial. Considerăm probabil că America poate să fie locul cel bun. Sunt foarte multe răsturnări de situație, 4 sezoane, comedie adevărată, după cum vedeți, super actori și din această seară trebuie neapărat să stați de la 7:30, stați la 30 Rock, trebuie să stați și la locul cel bun, super actori, super comedie! Dar dacă e vorba de comedie, șeful la comedie în nordul țării, dar și la muzică populară, este Lupu Rednic. Cornelia și Lupu Rednic. Bine v-am găsit! Bine te-am găsit! Păi stai puțin așa, că eu te vin supărată. Nu, tu ești șefa la voce. Așa, te șefa. Că asta cânti, place cel mai tu cânti ce vrei, tu cântând și machedonește. Da. Tu cânti ce vrei, tu ai cântat cu mine, la mine în emisiune cu Eva Kiș, piesa aia frumoasă, da, e scris în stele. Da. Păi vezi, păi vezi. Da, dar trebuia să vă lăuți și pe mine. Păi da? Simțeam așa să fiu și eu lăudată. Pentru că s-a legat. Dacă serialul era muzical... Unde-i Oana, să am și o aliată, că aici sunteți numai voi, se pare. Doi lupi și o Cornelie, nu? Deci, auzi, degeaba suntem noi doi, că șefele știm exact cine sunt. Hai, lăsați. Da, mai frate, fii atent. Da, te rog. Tu dacă îl mai aduci pe omul ăsta din Bistrița la tine în emisiune, eu mă supăr pe tine, mă. De ce? Pentru că omul ăsta, da, face niște lucruri care ne strică nouă regimul. Ne dă peste cap. Domnul Galan, așa reclamă, nici dacă voiam, nu puteam. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Da? Sunteți o scumpă. Niște scumpi amândoi. Știi cum o zis? Mănânci până te betejești, cum zice Ardelean. Și nu contează. Da, asta e problema. Ce vreau, nu? Să zic că o carne atât de bună n-am mâncat în viața mea. Foarte felicitări. Auzi, anul trecut am nu vrut... Nu se mai duce Cornelia unde are treabă. Om bun, anul trecut am... Socrul mi-a vrut să taie porcul și un nebun de vecinul ăla. Lăsam oameni buni. Pe cuvânt. Știți de ce, nu? De ce? Era porcul lui. Da. Auzi, de asta mie îmi vine să zic totdeauna și îmi place. Bine taie cu tutul meu, slănina altuia.
Lupule, lupule. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor, uite, o să rog și pe Cornelia să-mi povestească, pentru că lupul a fost la Muntele Athos și am văzut câteva fotografii foarte interesante. Cum a fost? Ce ai trăit acolo? Acum am fost ce ai povestit, Cornelia? Cornelia n-a avut voie. Am fost pentru a șaptea oară. Mi-ar plăcea să am voie și eu, dar respectăm legile care sunt lăsate. Pentru a șaptea oară am fost la Muntele Athos și acum sunt foarte bucuros și împlinit. Eu, după o perioadă de timp, simt că trebuie să mă duc acolo. Și am fost la Mănăstirea Vatopedu. Acolo e icoana Maica Sfântă, să zice și altărița. O vedeți chiar acum în imagine, vă rog colegii să ne ofere imagine. În urmă cu câțiva sute de ani, piratul a atacat Mănăstirea Vatopedu și a luat-o statici pe călugă. Și un călugăr a luat icoana și a pus-o într-o fântână și a pus lângă icoană o lumânare. După vreo 70 de ani s-a întors înapoi, fiind bătrânel la mănăstire, și a zis către stareț că vrea să caute o ascunsă icoană. Prima dată nu a crezut, zice, băi, bătrân, poate nu știe. Și la un moment dat a insistat și a găsit icoana. Și lumânarea încă ardea. Lumânarea arde și acum în altar, la Mănăstirea Vatopedu. Am intrat acolo, părintele Kiril, l-am rugat și a zis că nu prea s-o hotărâ la munte, că nu intră mirenii să vadă în altar. Doar numai preoți. Și am zis că eu vă mulțumesc. Eu nu pot să spun că sunt om păcătos care cred în Dumnezeu. Nu pot să spun că să declar că sunt credincios. Trebuie să fii ceva dacă ești credincios. Și m-a lăsat. Uite, vă spun, când am intrat în altar, ești băia bun, n-au început să zângăne icoanele pe acolo. Nu, acum hai să vorbim foarte serios. Da. Eu am și început să plâng, pentru că e o trăire de aia, n-am trăit-o niciodată. Iar lângă Maica Domnului, crucea cu care a biruit Constantin cel Mare. Da, nu, sincer. E o parte și din o parte din lemnul din crucea foarte care a fost răstignit și Mântuitorul. E capul Sfântului în gură de aur, cu urechea stângă intactă, e brâul Maicii Domnului, sunt, vorbesc cei care cred în Dumnezeu. Ideea este că eu cred că fiecare ne găsim o cale. Unii vor să meargă pe Athos, alții vor să meargă în acea călătorie Camino, nu știu cum se numește. Da, Camino. Fiecare își găsește locul unde are nevoie să meargă. Uite, și ieri a fost Rita Mureșan, care a fost la Medjugorje, la Rita Assisi. Este senzațională, o ador pe Rita. Deci a simțit nevoia și i s-a spus că pentru a se împlini trebuie să meargă la John of God în este o chemare a sufletului tău pe care nu poți să o descrii. Eu mi-am dorit să ajung la locurile sfinte și mă bucur că am ajuns acolo și acum cu tot ce se întâmplă stăm și ne gândim oare când vom putea să mai ajungem. Dar în sufletul meu simt că voi ajunge din nou acolo. Da. Nimic fără Dumnezeu. Da, vorbim de cruce. Te rog. Lui Constantin cel Mare. El a visat, era într-un război și a visat noaptea că s-a arătat Maica Domnului și a spus să facă o cruce și să meargă în față la dușman cu crucea. Și prima era noapte, când s-a trezit, o fi adevărat, o fi un vis, o fi ceva, și a pus pe toate drapelele de luptă crucea și a făcut o cruce și a mers înainte. Și atunci dușmanii au fugit pentru că le-a fost frică de credință de Dumnezeu. Cine e credincios nu are ce să-i fie frică. Da, doamnelor și domnilor, pe de altă parte am vorbit de Ioan Gură de Aur. Avem pe aici pe Lupu Sunavă de Aur, de la foarte frumos. Care este cea mai bună sunavă pe care ai auzit-o în ultima vreme? Nu știu, că mai multe am auzit, nu știu. Mai multe ai auzit, nu? Da. Ai văzut? Deci când îl întrebi, deci dacă i-ai dat o temă, bam, a luat-o, da, știi? Spune-mi cu ce să fie tema. Uite, dacă vrei cu mâncare, ai zis cu porc, cu post, bănuiesc că nu știu. Mai, Cristi, nu mai îndruma către noi, știi că îi strici mieluțe, am avut mai devreme, e o filmare cu mieluțe aici. Da, o zis că doi ardeleni zice, mă, Gio, vaca voastră dohone? Nu, atunci fugi acasă, mă, că ți-o lua fograj. O să-ți mai de ce vaca voastră e așa de slabă, mă?
e superstițioasă. Nu mănâncă numai 3 foi cu 4 foi. Asta e vaca norocoasă, ca să zic așa, da? E foarte frumos, doamnelor și domnilor. Îi vedem pe prietenii noștri. La sfârșitul anului vă faceți de cap? Vă faceți de cap muncind până nu mai vedeți, nu? Cam așa e, dar suntem fericiți să muncim. Pe 30 noiembrie o să fim la Chișinău alături de frații Ștefăneț, Ziua României la Chișinău. Pe data din 1 de Ziua României o să fim pe Cluj Arena alături de Andra. Noi suntem în proiectul cu Andra. Avem alte spectacole. Suntem pe data de 15 în Italia, la Trieste, la consulat. Eveniment foarte frumos cu români acolo. Pe 16 o să fim la Timișoara. Pe 28 o să fim, 29 la un spectacol la Brașov. Iar în seara de Crăciun o să fim acasă. Nu cred așa ceva. Da, întotdeauna. Uite-mă de aici, mă păcălești. Crezi că poți să fii acasă. Apare lupul cu ceva, știi? Iar data de Revelion, de Revelion, suntem la Dublin. Irlanda, acolo. Da. Îi așteptăm pe toți românii să facem o seară așa faină. Să înțeleagă ei cu Sfântul Patrick al lor, că avem și noi Sfântul Revelion, că așa cum fac românii Revelion, nu prea să mai vede pe lumea asta. Să știi că da. Nu? Sunt foarte mulți prieteni de-ai noștri care de Revelion pleacă în vacanțe din astea exotice, așa, și toți spun, măi, la ora 10, la ora 11 îți dă stingerea, gata, ce Revelion e ăla? Da. Și avem o țară frumoasă. Țara noastră, România, a crescut foarte mult. Așa e. A fost prin multe state. Foarte frumos. Dar aici ne place mai mult de ca oriunde. Nu, eu nu vreau să spun vorbe mari și să creadă lumea că zic frumos, pentru că sunt la televizor. Dar chiar asta simt. Cu cât merg mai mult în străinătate, cu atât iubesc mai mult România. Și îmi dau seama de poporul ăsta cât e de frumos, de oameni, de români, că sunt de frumoși, atât fizic cât și spiritual. Românii sunt extraordinari. Da. Și mă mai uitam, am fost recent în Grecia, la că vorbeam de locuri sfinte și cu încărcătură puternică. Am fost la Sfântul Nectarie, pe insula Egina, și la Sfântul Ioan Rusu, pe insula Evia, în Grecia. Am fost cu mașina și am luat Grecia, practic, la mașină, ca la să mașină. Zicem așa. Este frumoasă, nimic de zis. Dar s-a schimbat situația și inima mea s-a umplut atunci când am venit acasă și chiar am avut un spectacol la Arad. Da. Și am trecut pe Valea Oltului, pe urmă pe autostrada de la Sibiu. Oriunde te uiți în țara noastră, cum să spun eu, tot pământul are ceva gras pe el, are așa, carne, are așa tot ce-i trebuie. La noi nu este pământ sec. E adevărat, mai ales când stai la coadă, pe Valea Oltului, chiar ai timp este să te uiți super foarte bine la România. Este o super. O să ne ajute. Și mă gândeam, oriunde te duci, România asta e frumoasă și n-aș pleca din țara mea niciodată. Mulțumesc la Dumnezeu că pot să trăiesc aici, să mă întrețin aici. Că nu toți au această șansă. Dar munciți. Da. Muncim foarte mult, e adevărat. Dar în țara noastră. Așa e. Să trăiască neamul nostru. O fo fain, dar nu o fo prost. O știu, trăi frumos și călare și pe jos. Doamnelor și domnilor, după pauză, o piesă foarte frumoasă cu Cornelia și cu Lupu. Mi-a plăcut clopul în struțat, mă.
să merg la nuntă în sat, dor, doruțule mă. Cornelia, bravo Lupu, mă mulțumim foarte mult. Pleacă ei spre drum, pupăm foarte, foarte tare și Cornelia și Lupul. Ne mai vedem cu bine pe de altă parte. Dacă vreți să vedeți pasiune, suspans, thriller, trebuie să vă uitați la Cursa Iubirii sâmbătă și duminică. Băieții au ieșit la o bârfă. Să vedem ce zic despre fete. Na, ia fii atent. Ce observa voi la pozimile? Ce va părbule? Ia zi, Alexandre. Ce zic? Nu sunt. Da. Atât? Sunt voluptoase, nu? Asta e, cred că asta e voluptoase. Păi nu, da, e o femeie voluptoasă. Nu, și mai are ceva. Are corpul ăsta, deși e mai fluffy așa un pic, e mișto, are o senzualitate. E bine. Și are o senzualitate, are o sexualitate aici. Are sexualitate aici, totuși. Da, doamnelor și domnilor, sunt și agenda circulație, nu știu dacă știați. Dacă m-ați văzut în vară la mare, când dirijam mașinile în parcare ca să nu intre în cadru, nu dirijez eu și pe aici. Adevărul e că din când în când, când te apucă și devii agenda circulație într-o studio de televiziune, nu e bine. De exemplu, mă uit așa către bucătărie și vreau să știu exact ce face domnul Galan. Dar până atunci,
până atunci o să le explice și invitațiilor noștri, ea trasă prin inel, el e dai noștri așa. Dar au un proiect absolut superb. Pentru prima oară în platou exclusiv VIP, Tilili Culaie împreună cu Emil Mitrache, americano. Bună seara! Bună seara și ne-am găsit, Doamne! Ce mai. Bine, mă duc să-l pup, mă duc să-l pup, să-i plac telefonul, că nu-i frumos să intri. Am spus, am o piatră în gură. Atenție, uitați-vă și dumneavoastră, mămică de copii, uitați-vă ce subțire. Da, mulțumesc, da. Cum faci? Păi faci copii, înțelegi, nu doar nopțile și tot așa. Dar de mâncat nu mănânci. Ba, mănânc, bă, de-abia aștept aseară. Eu am ajuns, la 3 dimineața de la premieră de la Sibiu. Cred că Emil a ajuns ceva mai repede, dar o să mănânc. Dați și la pachet, nu? Da, cum? La noi se ia la pachet, să știi, se face rând. Vă rog să luați loc, ca să înțelegeți ce ați putea mânca. Explică domnul Emil, a fumătură e acolo, clar. Domnul Emil, fii atent, explică Marius Galan ce face. Domnul Emil, Ia zi, Marius. Avem și de post, avem și afumătură, avem noi și afumătură de post. Noi nu facem nazuri, să știți. Ce ați pregătit acolo? Ia. E foarte bine. De post, am înțeles că nu e de post, avem niște mazăre și asupțirică. O fripturică la cuptor, că a adus Marius o ceafă de porc afumată cu niște legume. Avem și zgrob de porc afumat. Eu zic să vă opriți aici, ouă, că murim și avem de vorbit. Castraveți murat, deci, practic ca nimeni nu scapă în sec. Opriți-vă, că vine ea pauza și venim și noi la voi. Vă așteptăm. Doamnelor și domnilor, Tili este ajuns. Lung a fost drumul, dar odată ajunsă, poate ne mai vedem, da. Dar știe foarte bine Tili că o iubim, am mai prins-o când și când, atunci când s-a putut și iată, ați venit pentru că... Pentru că, stai să spunem, până am venit, eu vreau în primul rând să-i mulțumesc echipei tale. M-am simțit atât de iubită și atât de respectată. Vreau să vă zic că colega voastră, Dana Popa, cred că am vorbit cu ea de luni de zile, de când a văzut că noi doi facem acest proiect împreună cu colegii noștri despre care o să povestim. Și am promis că atunci când vom avea premiera, primul loc unde am să vin, o să fiu aici. Vă mulțumesc echipă bună. Și vouă, pentru că de fiecare dată m-ați înțeles și ați înțeles apropo de trafic de copii, că de fiecare dată s-a putut, am putut să facem niște intervenții online și producătorii voștri și sunteți minunați. Mulțumim mult de tot. Foarte frumos. Mai zic, ai început. Mai zic. Deci, noi am venit aici de fapt pentru că... Acum e pauză, că e nevorbită. Pentru că tocmai ce am avut premiera frumoasă și Bestia la Sibiu, la Teatrul Radu Stanca. Știu cine e frumoasă, cine e Bestia? Bestia este fix colegul nostru, Sergiu. Da, Sergiu Roban. Atunci, dacă nu ești frumoasă și nu ești Bestia, cine ești? Sunt tatăl frumoasă, bineînțeles. Ce-ar putea să fie la asta? Poate să fie și Bestie, dar... Dragul meu, după atâția ani am trecut de la June Prim... Americanul la tată și mai aștept în următorii 10 ani să ajung și la bunic, știi? E foarte bine. Tu ești frumoasă, da? Eu sunt fata din sat. Fata din sat. Da. Țărâncuță cum e ea. Țărâncuță, uite-mă acolo în roșu, uite-mă, vezi acolo frumos, pa, pa, pa. Uite, colegii noștri, aici eram... Puteți să dați să știți și cu sonor. Sunt absolut senzațional colegii noștri. Aplauze. Da, și uite, când ne uităm noi la... asta vreau să spun câte câteva cuvinte despre ei, pentru că... Scenariul s-a făcut despre Zuli Mustafa și Sergiu Roban, regia Elena Nicolau, asistent regie Sergiu Roban, coordonator muzical și artistic Sergiu Roban, traducere și adaptarea versului Iulia Miulescu și Horia Radu, coreografia Lina Cimpoienu, mișcarea scenică Levi, Șaț, scenografia Elena Nicolau, costume Camelia, Daniela Banu, lightning a fost făcut de Nicolae Ion, sound design de Nicolae Ion, grafica Studio Graphic Beer și colegii noștri sunt următorii: Bestia Roban Sergiu, Bel Iulia Miulescu, Cosworth doctorul Radu Horia, Dragoș Darius Lefou, Marin Maria Lumier, Țintă Constantin Gaston, Plopreanu Andreea Mispoț, Țibuleac Mara Pămătuf, Emil Mitrache, tatăl, Jean Lem, naratorul, Tili Nicolae, bineînțeles, fata din sat și nimic altceva, Lovin Carmen, fata din sat, Sofia Popescu, adică Sofia, fata mea, Cioboleț, Alina Cimpoieru, care a fost coreografa echipei Dance World și bineînțeles că toate aceste lucruri n-ar fi putut să stea în picioare dacă nu era echipa care a organizat toată această poveste, Teatrul de Soleil Entertainment. Nimic n-ar fi fost posibil fără ei. Da. Dacă data viitoare, când Prima TV mai transmite un meci de fotbal... O chemăm pe Tili! Da. Da.
Deci mai este atenția domnului Costi Mocanu și a lui Emil Grădinescu, vine o generație bună în spate. Fii atent, suntem foarte mulți. Noi fără ei n-am fi existat. Cel puțin noi așa am fost construiți, adică nu existăm de capul nostru. Suntem un tot unitar, un grup. Așa. Sunt extrem de talentați și merită să fie în fața publicului și n-a fost posibil să vină cu toții. Te-ai mai făcut cu niște invitați, să știi. Generație trebuie promovată, pentru că într-adevăr uite, 25-23 de ani. Foarte frumos. Lumier este Maria Marin, n-are nici 19 ani, a făcut un rol extraordinar, o fată foarte talentată și care a crescut foarte mult deci în ultimul an. Tu joci an. Cu fata ta. Eu joc cu Sofia, da. Doamnelor și domnilor, asta e o chestie de povestit. Da, este. Să știi că m-a frapat și pe mine. În momentul când în care am descoperit vorbit... că ea are aptitudine. Acum, când am început repetițiile pentru acest musical și m-au invitat alături de colegii mei Elena și Ionuț, Sofia a venit la repetiții și acasă a fost extrem de entuziasmată și mi-a zis: crezi că poți să vorbești cu Elena să fiu și eu măcar un copac? Promit să nu mă mișc, dar îmi doresc să fiu acolo. Și pentru mine a fost extrem de onorant, dar și șocant în același timp, pentru că nu mă așteptam să aibă un impact atât de mare. Noi gândindu-ne că musicalul acesta, ok, nu este neapărat pentru copii mici, deși am avut și copii de o vârstă mai mică în sală și au fost efectiv liniștiți, adică nu s-a auzit nici musca. Absolut. Au venit foarte mulți oameni de diferite vârste și am fost extrem de onorat și mi-am dat seama că Sofia reprezintă vocea viitoarei generații. Și atunci am povestit treaba asta Elenei, nici nu mă gândeam că o să fie în spectacol și Elena a spus, ok, știi ceva, gata, apar la finale și ciobulez pentru că personajele se transformă, ești băiețelul lui Miss Potts și nu mi-a venit să cred cât de disciplinat a fost, cât de mult ascultă de Elena, de mine n-ascultă. De Elena, de producătoarea noastră, ascultați că o să o înregistrez și o să-i zic când trebuie să pună căciula sau plovărul să se audă. Pune plovărul! Da, și pentru ea reprezintă o experiență fabuloasă, în primul rând, că se simte conținut așa cum ne simtim și noi alături de tot echipa noastră. Da, gata? Gata! Bă, trage respirație. Deci ce e vreau o scurtă spun? Pauză, a acum face, bagă. A face un musical la această dată, la această oră, și să umbli prin țară cu el nu e un lucru foarte, chiar deloc ușor. Și cred că o să fim cam singura companie de teatru care merge în turneu cu un musical. Și nu numai, pentru că de azi, într-o săptămână, suntem în continuare cu Frozen, vom fi la Craiova. Și pe 5 decembrie la Galați, 7 de... Și bine, omule. Elena, adică Elena și cu Ionuț deja, adică ne-au stabilit și alte producții. Și mai avem la anul, vom avea noi surprize. Deci eu chiar vorbeam cu Emil în mașină, l-am sunat, el era într-o mașină, în altă mașină și nouă, așa ne place, pentru că avem de 20 mai multe de mașini, ani, înțelegi? Știi, el m-a crescut pe mine și echipă, acum... Echipă bună. Și acum eu îl sunt pe maestru, înțelegi, și mai vorbim așa, maestre. Și spuneam, zic, ceea ce am trăit noi și vreau să mulțumesc și publicului, dar în special colegilor noștri, adică, repet, echipei de producție Teatru de Solil Entertainment, a fost o mare onoare pentru că ne-am simțit conținuți, ne-am simțit respectați, ne-am simțit iubiți și fără ei n-am fi trăit ceea ce am trăit în cele două zile la Sibiu și, bineînțeles, și fără publicul care n-a fost alături. Deci eu, pe voi, vă știu din celebru serial care se difuzează cu mare succes și acum, da? Măi, stau și mă întreb, oare nu am înțeles lumea ce trebuie? După atâția ani? Nu, uite, sunt seriale, cum e exemplu și La Sfierbin și serialul vostru, care oricând s-ar da, oricât s-ar da, funcționează. Da, deci da, eu așa îi întreb, știi, vine lumea la mine și la Sibiu. Să știți că și astăzi mă uit, în fiecare zi mă uit la bloc. Bă, și întreb, a fost făcut bine. Spune-mi ce n-ai înțeles. Și pentru mine este șocant, realmente șocant, pentru că vin oameni și întreb, da, câți ani ai? Pentru că mă gândesc, mă, da, câți ani ai de te mai uiți, adică la serialul la bloc, și spune, nu că am crescut cu tine și nu vine să cred că te văd. Dar tu nu te-ai schimbat foarte mult. Așa este, să știi că, uite, le mulțumesc oamenilor când mă opresc pe stradă, fiindcă de fiecare dată că se întâmplă treaba asta, cred că am niște perioade din astea așa mai low ca energie și mi se readuce aminte. Păi de... da, mă, permite Dumnezeu niște oameni. Da, Cristi, dar întreb o câți ani avea când a filmat. Câți ani aveai? Aveam 17. Nu, mai mică. Era clasa 10-a. 16 jumate. 16 jumate când am început și am terminat pe la 20 și ceva. Pentru că da, la mă, 20 da, uite-te și... la ea, că nu... Bine, mă uit. În general mă uit și la Dana, mă uit și la Laura. Toate sunt înfloritoare și e acum foarte bine. Acum am arătat un mic clip cu Laura Cosoi. Laura.
Barbie de România. Foarte mișto, bravo, Laura, bravo. Da, foarte bine. Da. E foarte bine. Uite, Elena și Ionuț, colegii noștri, le mulțumim și echipei celor de la Teatrul Radu Stanca pentru că au fost alături de noi. Astea sunt poze făcute de Laura Dascălu și îi mulțumesc și ei, fiindcă foarte să bine. Trăiască Instagram atunci când lansezi un mesaj și spui cine este din Sibiu și vrea să ne ajute să vină să facă niște poze. Și s-a întâmplat și Laura. Uite, a venit la în întâmpinarea noastră. Da. Păi, asta îmi place. S-a făcut costumele, niște costume care au fost probate chiar înainte de premieră. Așa e, da. Da. Mie îmi plac invitații Catili. N-ai timp să respir, frățioare, te mai odihnești. Ia o pauză, tu du-te pe acolo, că noi continuăm. Da, exact, este Sofia cu spatele. Pentru mine, să știi că a fost un comeback foarte, foarte fain. Și mulțumesc lui Emil, fiindcă, de fapt, Emil s-a gândit la mine. Emil mi-a făcut cunoștință cu cei de la Teatru Țoi. După atâta vreme, eu nu știam că tu ai mai fi jucat. Nu, n-am mai jucat. Și să spun de ce. Pentru că ai mai fi jucat, nu știam că ți-ai mai dorit. Chiar vorbeam cu Elena, cu producătoarea noastră, și am să vezi sincronicitatea universului. În 2007 am avut tot așa un musical și jucam cu Julie Maia și cu alți colegi. Și eram mamă, eu cu Julie Maia, care a câștigat Vocea României. Adică eram wow. Și în timpul premierei am zis, bă, dar ce caut eu aici? Cui demonstrez, ce-i demonstrez? Pentru că ne era foarte greu, n-aveam sunetiști, n-aveam luminiști. Unde ținem decorul? Ne-am chinuit să facem rost de costume. Ceea ce am trăit alături de oameni ăștia cu Teatrul de Soli, altceva. Și de data asta m-am dus cu bucurie pe scenă. Și le mulțumesc că bătrânul ăsta s-a gândit la mine. Deci tu ești vinovat. Așa, și oamenii și-au avut încredere în mine să pot să fiu alături de ei. Bun. Apropo de copii... Hai ceva, vă rog, să mănânce, că moare aici. Lasă, că avem nu, timp. Dar să știi că el a mai gătit pe aici, pe am la noi. Și gătit. Mamă, să știi că puiul la teriyaki a avut un succes. Nu să moară de foame niciodată. Am înțeles. Adică dintre persoanele care au... Puiul teriyaki care l-am făcut cu tine are un succes deosebit, să știi. Deci, dintre persoanele care au trecut pe aici, pe la noi, pe la bucătărie, crede-mă că m-ai lăsat paf. Să mă vezi și pe mine, că de 12 ani asta fac. Îi mai ținem puțin câteva minute să mai vorbim. Totuși, îi lăsăm să guste, că nu poate să stea oamenii aici lângă... Uite, aici eram la probele de sunet. Îmi pare rău, dar trebuie să vă explic. Da. Mai avem niște fotografii de explicat după aceea, pentru că odată ce a venit Tili, mai avem lucruri de spus. Frate, foarte tare să fii alături de copii. Și noi să descoperi atunci că aceasta este menirea copilului tău. Bună întrebare. După pauză ne explică Tili tot și mâncăm. Na, că oameni suntem. Oarecum prăbușiți după ce am mâncat, că a fost bine. Deci ne scuzați că... Deci, 10, ne scuzați că se vede că am mâncat, știți? Știți că... Așa, deci, Tili, bine? Da. Bine? Sunt foarte bine. Ne întoarcem, stați liniștiți. Se pare că nu v-a plăcut deloc. Asta este, atât s-a putut, nu mai... Ce să facem? Data viitoare încercăm să fim mai bine. Bucătărie tot mai minimalistă. Bucătărie tot mai minimalistă. Dispare ouăle, dispar tot. Ouăle de dafine, ce nu le mâncați? Ăla le păstrăm. Am înțeles. Pentru data viitoare, că nu se știe ce vremuri vin. Dar cine gătește trebuie să guste, nu? Mi se pare normal. Să guste. Păi și asta mă face mai devreme, că și Tili gătește acasă, oricând și orice, pentru că are doi copii pretențioși, să zic, da? Cred că toți copiii din ziua asta sunt pretențioși, da, serios. Adică mie când îmi punea mamaia mâncarea de gutui, că n-avea ce să ne dea, și aia era mâncarea. Nu mâncai, nu mâncai. Sau prunele cu pilaf, că aia era... Așa este. Da, să-i zic eu, fiică mie, nu vrei niște risotto cu... Așa s-a întors, niște risotto cu brune, îmi dă cu el în cap. Băi, adevărul că în copilăria mea singurele două mâncăruri dulci, de gutui, mâncare de gutui și de prune uscat. Da. Da. Bun. Pe de altă parte, am văzut spectacolul foarte frumos. Când îl mai jucați, să dea lumea buluc. Da. Oamenii pot intra pe Ia Bilet și acolo vor găsi tot calendarul nostru unde vom fi și orașele în care ne veți găsi. Primul va fi, cred că, pe 6 martie, nu? Da, la București, primăvară, da. Sala Luceafărul, nu? Parcă așa era. Dar cel mai bine intrați acolo, pentru că acolo veți vedea exact la ce teatre ne veți găsi. Vreau să spun că am primit mesaje, am primit mesaje aseară. Acum că și mâncat are și mai multă benzină. Și oamenii îmi spuneau, am venit de la 60 de kilometri, de lângă Sibiu, să vă vedem. Și m-am simțit extrem de onorată și vă mulțumesc tare, tare mult. Și uite, doar puțin dacă ne pot ajuta producătorii să arate aplauzele, ca să simtă și cei de acasă energia care a fost în sală. Deci se poate spune că cu ocazia acestui spectacol copilul tău a descoperit ceva care poate să fie viitorul lui? N-am de unde să știu, vom vedea. Ce ți-a? Dacă s-a uitat acolo și a zis, vreau și eu...
N-am de unde să știu. Ei, adică, până atunci că ar putea? Nu, ea este super introvertită, nu stă la poze, nu dorește să apară. Am văzut că avea o fotografie, dar cu spatele. Adică da, era... cu mine așa face. Chiar aseară i-am spus felicitări, zic să-ți dorești să fim... A fost 310 sau 370, câte lucruri au fost? Da, exact. Bravo, vezi ce înseamnă experiența? Peste 300, să nu ne așa. Și să te afișezi în fața publicului cu atâta bucurie. Da, ea care e? Cea ca să... Uite-o, ea este Ciobulesc, cea cu... Da, cu vestea maro. Cu vestea maro? Da. Explică-mi câți ani are copilul tău? 12. Dar ce mare e? Este înaltă, da. Da? Da, este cu cine înaltă. Semăna? Cu tine? Păi sau? Nu, cu mine nu, din partea soțului, din familia lui, da. Neam, uite, uite publicul cât de frumos, da. Ce energie, ce... Deci are un soț la înălțime, Chili, ca să fie foarte clar. Da. E foarte frumos. Da, e foarte bine, înainte să... Pe americanul, să știți că îl găsiți în compania celor mai șmechere femei de pe lumea asta care vin în România. Soția să nu se supere. Mi-a povestit mai devreme că știți că el e și ghid. Cine îl cheamă? La ce nivel? Speriat. Păi, într-o bună zi... Am crezut trebuie... că știu ei în seara asta. Apa, ai văzut, am blocat amândoi. Crezut, no, mă, știe? Tot muncă și aia, tati, tot muncă. Muncă. Bravo, am văzut-o. Bravo. Foarte frumos. Ce să facem? Din ce e programat la anul, pe lângă această premieră, adică acest spectacol, acest musical? Chiar mai... când ai timp să faci una și alta? Pe tine drumurile... Producătoarea noastră ne iubește și ne înțelege și... Da? Deci da. Pregătim și o comedie, da. Și un alt fel de spectacol, tot pe muzică. Fi soția. Lui? Da, dar Cristina încă nu știe. Nu știe? Nu. Deci, în atenția doamnei Mitrache... Mă descurc două mâine, am ce să fac. Da, e foarte bine, e foarte bine. Un spectacol foarte frumos. Înainte să vă pun așa, să ne jucăm cumva, dar e foarte simplu. E chiar foarte simplu. Cu ce vrei să ne jucăm? Vreau să știu, pentru că Tili este extrem de populară în zona de online, prin toate, prin intermediul tuturor experiențelor, sfaturi, lucrurilor pe care le-a trăit și le împărtășește și altora prin vloguri, bloguri și ce mai dorește domnia sa. Te rog frumos, pentru toate mamele și pentru toți cei care ne urmăresc acum, ultima ta, cea mai recentă experiență care trebuie povestită și pe care poate să o citească sau să o asculte la tine. Ultima experiență a fost una... Ultimele vrei să spui. A zis cea mai recentă, mamă. Ultima experiență a fost de curând, acum luna septembrie. Am trecut printr-o situație pe care încă nu am povestit-o și nu voi povesti nici aici, dar cumva comunitatea mea știe, a avut legătură cu Sofia. Și faptul că, uite, am trecut printr-un carusel de emoții, prin niște încercări foarte mari, faptul că nu am pierdut niciodată încrederea în Dumnezeu și că învăț în continuare să iau viața așa cum este, exact cum spuneam ție în pauză, știi? Viața este ca un cerc. Când ne este bine, mergem înainte. Când ne este rău, trebuie să mergem tot înainte. Asta aș vrea să știe de la mine, că mergem înainte. Și le mulțumesc pentru toate mesajele, pentru că au fost foarte multe, au fost terapeutice pentru mine, s-au prins că ceva este extrem de grav. Și le mulțumesc mult de tot, pentru că mi-au îndeplinit dorința să-l fim în rugăciunile lor. Dar s-a terminat cu bine, că vă copilul aici? S-a terminat cu bine, da. Copilul e pe scenă lângă mama lui. Dar și, uite, uite copilul. Foarte frumos. Ce pot să spun sau pot să te întreb? Acest spectacol a fost și el o terapie, într-un fel? Cu siguranță, nu? Da, cu siguranță. A jucat, a intrat? Cu siguranță. Toți colegii noștri au fost foarte aproape de ea și toți colegii mei, hai Sofia că ești puternică, hai Sofia că poți, hai. Frumușică da. Foc, frumușică mulțumim. Foc. Domnul Popescu să-și ia pușcă mare, care fată frumoasă. Mai păr-mă. Degrabă vine maică sa. Ați văzut-o. Dacă intră Tili, s-a rezolvat situația. Bun. Păi, da, și de ce a plâns atât de mult când era bebeluș, să mai vină să mai și plângă de din astea dragoste neîmpărtășite sau de tragedii, chiar nu mai pot. O dată de două ori toți am plâns. Și noi am plâns din când în când și băieții au plâns câteodată, vorba lui Bitman, dar... Dar să nu se plângă la prieteni, să nu vină la mine, că nu mai pot. Să o crezi tu. Toate la tine vine. Toate la timpul lor. Păi e normal. Deci, ce ți-e scris? În stele. În frunte ți-e pus. Da. Bun. Ce naște din pisică? Șoareci mănâncă. Da, asta vreau să zic. Înțeleptul învață din pățania altora, nesocotitul din... Asta. Bravo. Alu Branc. Bă, ai fost că știe. Da. Da. Cine n-a gustat amarul, nu știe ce e... Paharul. A gustat ceva puțin mai devreme, foarte, foarte bun, înțeles, și a rămas gândul acolo. Teoretic era zaharul, cumva, zaharul? Pe vremea. Că zahărul, sau mă rog, poate că pentru diabetici, dar nu. Nu.
cine în lene... Asta n-are nicio legătură cu nimeni de aici. Păi dai să-i dăm skip, să trecem mai departe. Cine în lene se târăște, norocul pe... Pălește. Bravo. Asta a fost tot. Mai vreți? Nu, suntem în regulă. Uite, din scânteia... Din scânteia mică se aprinde... Focul mare. Bravo. Băi... Băi, uitați-vă la Emil. Ce este vă? Un tezaur de înțelepciune, păi este, bă, băi. Ai văzut? Cine seamănă vânt, culege? Stai că o știam. Cine va culege? Fur. Ce? Furtună, bineînțeles. Da. Da. Cine se grăbește curând, ostenește. Nu ne-a întâlnit pe noi. Nici nu mai avem timp nici să ne grăbim și nici să ostenim, că le dăm. Mamă, dar ți-a dat acolo la proverbe, nu glumă. Și gata, ajunge. Era la mișto, cine se scoală de dimineață ca de Elenia? Aia e. Aie, da? Aie. Cine vrea să tragă din acea roată? Că dacă ar fi o experiență, să vedem. Dacă experiență de fete tot o pune... Tot eu, bă, ce, nu mai vin niciodată este cu tine. Este seara ta, hai. Mereu mă bagi astăzi la... Ne întâlnim aici, este seara. Nu vei regreta, nu vei re... am atâtea surprize plăcute. Să te apuci să cânti. Păi ia să facem un musical ăla, știi că așa e un musical. Ia să vedem, bravo, bravo. A, ok. Ia să vedem. Ce prostie, hai să vedem. Să nu pot să țin. Dacă e ceva nasol, îl punem pe american. Da, da? Te rog, chiar te rog. Da, s-a fost refuz, nu? Încercăm cumva să o dăm la pace. Dar l-a ajuns mai repede la București decât bine. Ia, 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 ia. Ai scăpat de provocare. Trebuie să mănânci condimentul. Ai că am mâncat fata, o lăsăm. Da? Da, mă rog. Da, mâncat, da. Deși pentru americanul, să vedem la ce îl punem. Da, acum fii atent. Cu mâna lui Tiriți o facem. Hai, da. Dă pentru el. Ai scăpat, ai scăpat, gata. Ai scăpat, ai scăpat, ia. Dă bine, la tine cu furie, cu farmec, așa, da? Nu mai trage nimeni după mine. Am mai venit o dată, da, am crezut că îmi pleacă pălăria asta. Eu nu m-am uitat înainte, e vreun Logan acolo, pe roată, nu. A? Vreun Logan, ceva, nu. Ia să vedem, umple paharul cu paiu, să umpli un pahar cu paiu. Umple paharul, hai să-ți fac, vrei? Știi cum se face? Nu, nu încerc. Da? Aveți pahar? Ia să vedem. După în seara asta am un care le face. Avem pahare, dar n-avem lichid. N-avem paie. Aduceți după publicitate. Numai că după aia vreau să se ducă și ea în treaba ei și după aia avem niște... Hai mă, acum, dacă tot am venit așa de departe, are senzația lumea că cine știe unde stau. În alt oraș. Dar Bucureștiul nu, dar, la noi să ceva... Să știți că dacă mergeți de aici spre centrul Bucureștiului, tot o oră și zice, faceți cât făcea și ea. Da. Numai că noi nu suntem la bogați în centrul Bucureștiului. Da, e foarte bine. Da, doamnelor și domnilor, e foarte bine. Ce faceți de sărbători? De sărbători? Bine, paiu, nu ne-am gândit, să știe. Nu ne-am gândit. Nu. Ce facem? Nu, adică, nu știu, de la o vârstă încoace, adică nu mai e frenezia cu sărbători. Adică, cu siguranță ne bucurăm între noi și trăim momentul, știi, pentru că suntem împreună, dar nu mai avem chestia aia. Tu ești nebun să pleci pe undeva? Pe vremea asta? Da. Adică, nu. De ce afară? Mă uit la tine așa... Că rol de Moș Crăciun ai fi foarte bun. Știu, stai să mă vezi că am mai făcut. Vreau să spun că, nu știu, poate și de unde am fost înconjurați de-a lungul anilor de atâția oameni, încât îmi doresc foarte mult așa liniște, știi? Nu știu, tu nu simți treaba asta? Ba, da. Mai place agitația sau... Nu. Da, așa și eu. Gândește-te că acum pe 28 noiembrie fac 38 de ani, deci e normal cumva să mă... Dar cine ne-am încurcat cu toți copiii, aoleu, cine Dumnezeule. Da, doamnelor și domnilor, așteptăm paiul în continuare. Până când vine paiul, două fire, două paie, ia șampania la bătaie, dar... O să-mi iau și eu acasă, am gustat și din șampanie, foarte bună, și bravo. Și a ieșit foarte bună mâncarea, foarte bună, să vă dați Dumnezeu sănătate, să dați și la pachet. Mâine trebuie să prezint ceva și nu cred că am timp să gătesc, dar puteți să... Ideea e foarte simplă, să mai vii, că așa? Uite ce ți se întâmplă. Da, mai vin, promit că ai mai văzut? Vin, promit. Deci, și vă mulțumesc încă o dată pentru iubire. Pâine, sare, fasole, da, brânză, varză, viezure, mânz. Da. Hai cu publicitate, hai, le mulțumim și după aia mai vedem noi ce facem. Da. Cu paia nu te mai chinuiesc. Da, nu mai stresez. Dai voie să plec acasă? Da. Sau mă mai ții? Bine, poți. Dacă vrei să tragi cu paia sau ai plecat cu ea? Nu, eu m-am acolo ceva altceva. Bine, bine, americanul rămâne, trage el cu paia. Americanul rămâne și plec eu la copii. Mulțumesc mult de tot pentru toată iubirea și nu uitați să ne urmăriți. Intrați pe Ia Bilet și acolo ne vedeți unde să fim. Mamă, la teatru. Ce-i merge gura. Auză! Ce-i mai merge gura? Închinăm un pahar de Chico absolut normal pentru domnul Adrian Enache, care a avut un spectacol absolut minunat cu Chico, să trăiască. Hai să vedem ce a spus domnul Enache. După aceea Emil Mitrache trebuie să treagă la proba paharului. Să vedem dacă se poate. Muzica
fără sfârșit. Doar când te văd mă simt mai fericit. Felicitări! Mamă, dar ce, toată lumea m-a felicitat. Într-adevăr, a fost un maraton cu muzică de foarte bună calitate, cum rar mai auzi în ziua de astăzi, că toate posturile de radio difuzează numai Panarea mea. Și atunci lumea s-a întors la valoare. Muzica adevărată, rock clasic, am avut de toate. Și piese folk, și jazz, și virtuozitate. Cei mai mari instrumentiști din Europa, nu din România. De ce rock? De ce rock? Pentru că așa am început eu cu rock și v-am demonstrat. Am început să bat și la tobe la începutul concertului, rock. Am cântat cu Nicu Patoi rock, pentru că noi așa am crescut la Galați, cu trupa Phoebus din Galați, pe care îi salut că se uite la noi acum. Și cu rock am continuat, dar nu prea se câștigau bani, de ce să spun, cu rock-ul era, și era o mișcare interzisă de comuniști la vremea aia, eram noi mai mult underground, dar ne-a rămas, ați văzut că când am început și am ieșit pe scenă cu Nicu și ce s-a întâmplat cu Flavius Teodosiu, așa ceva, iar trupa Bela Santiago este ceva de vis, deci eu n-am crezut că în România poate să există așa ceva. De unde atâta energia? Păi, nu știu, de la mama mea, de la Dumnezeu, la tatăl meu care e acolo sus și mă veghează. Și de la oameni. Oamenii mă îndrăgesc și îmi dau energia de care am nevoie ca să le fac lor pe plac. Să fiu one-man show pe care și-l doresc și-l așteaptă și vin și umplu sala Palatului în fiecare an. Le mulțumesc din suflet, pentru că e greu să umpli sala Palatului în ziua de azi, mai ales în această conjunctură, în această toamnă, este ziua și spectacolul la sala Palatului. Și nu cu oricine, vin vedete mari internaționale care cântă aici și eu m-am bătut cumva cu ei la bilete, la asta, și a fost sala arhiplină și le mulțumesc din suflet, le mulțumesc. Pe sala a fost și mama ta. Da, a venit de la Galați special să mă vadă, pentru că a văzut pe YouTube selecțiuni din spectacolul de anul trecut și i-a părut rău că n-a putut să vină anul trecut și a venit anul acesta. Și mi-a spus că a fost copleșită de emoții și de sentimente frumoase și de muzica cu care eu am crescut. Eu ascultam în casă, ei îmi dădeau discurile de vinil și ascultam și AC/DC și Scorpions și Iron Maiden și... Dai seama. Cum ai simțit-o pe Diana, care a revenit, iată, la o lună? A revenit fantastic și toată lumea mi-a spus că a fost un moment de excepție, pentru că ea rămâne o mare voce din România și sunt mândru că am canalizat-o pe acest drum și sunt mândru și de David, că este actor și un actor foarte bun, deja joacă în seriale la televiziune. Și sunt fericit că, virgulă, copilașii mei mă moștenesc și în domeniul filmului și în domeniul muzicii și am maturitatea asigurată, ca să nu spun bătrânețea, am maturitatea asigurată, da. Și nepoțica gângurește, Adrian, gângurește, din inimă e nașa? Da, 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 o iau în brațe și îi cânt și ea gângurește și vorba Dianei, tată, e de-a noastră, mai e puțin și o băgăm în pâine și pe ea. Maria Ilinca te iubește, Adi, ca așa îmi spune Adi, nu bunicul, Adi. Și abia aștept să facem un Adrian Enanche's Project Largest. Doamnelor și domnilor, Dita Muzicii Rock, femeile românesc, Dita Drăcan! La plate a fost acompaniată de Elena Ateliano. Bună, Elena, te simte de tău. Să fie aplauzele. Tația atmosferă. Am preluat legătura, doamnelor și domnilor, la noi lucrurile sunt în continuare bine. Da, chiar așa e. Alo? Da. E telefon cu fier, da? Da. Am avut niște bancuri cu nebun mai devreme de la doamna, de la doamna Irina Lughin. Pe de altă parte, n-are domnul, n-are domnul Emil microfon. Acum are. Acum da. Mi-a venit, da. Da. Na, e bine că se... A spus un banc foarte mișto, de aceea rog să nu se... Un fel de glumiță așa. Zic că e bună. El și ea, el, draga mea, să știi, m-am îndrăgostit de tine, sunt total îndrăgostit de tine. Ea, bine, și nevastă ta?
A, nu, numai eu, să știu. Prea bine. Și că e rupt din viața reală, să știi, exemplu. Așa, nu știm despre ce e vorba, că noi nu... Da. Uite, acum ar trebui să scoți din paharul ăsta și să pui în paharul ăsta. Deci dacă le ziceam să aducă și o ceașcă de țuică, un deț, un de-ala... Și practic ce vă rugăm emisiune. Noi în timp emisiunii nu consumăm, dar după aceea... Că după aia o să zic că a fost un blu de curaçao foarte... Da, un pic, da, verde, verde. Nu am făcut niciodată chestia asta, nu știu. Dar dacă vrei, îți explic și care e tehnica. Ia, zi, care e. Ia, arată-mi tu. E, nu, nu știu. Deci, așa, trage-mă. Deci vă rugăm frumos să nu dați urechișurile lui ăsta mic. Am înțeles. Mă, dar tu de ce ai pus iepure? Că nu-i Paștele, nebunule. Nu, iepurașul ăla avem aici, îl creștem împreună cu acest mic pui. Într-o zi o să-l mâncăm, nu? Da, ăsta este la fel mascota noastră, împreună cu iepurașul. Cu astea umblăm, păștii avem. Am înțeles. Copilărie fericită. Bine, americani, să-mi spui că nu mai poți, că atunci mă opresc. Da. E foarte bun. Noi suntem aici gen în caz de ajutor, știi? Da, da, dacă aveți nevoie de ajutor. Sărim și noi în pahar. Da, mă, uite, că are tehnica bună. Are tehnica bună, are tehnica bună. Nu știu dacă observați. Că din toți cei care au fost până acum, să nebunesc, mă scuzați, da. Dacă nu e cel mai bun. Recunoști că e cel mai bun? Puteți spus să... Bă, aia e treaba. Stați bine, Dumnezeu, bă. Auzi? Okay. Când dai aici, dai și de la tine? După mangaliță, știi cum merge? Auzi? Asta zic. Când pui aici, pui și de la tine sau pui numai din pahar? Cred, toamna vă invită prietenii, l-a tras vinul. Cu legile astea, nu, da. Nu mai avem voi cu paie din plastic, avem paie din carton. Gata, hai. Ai câștigat. Bingo. Da, mi-aduc aminte acum, apropo de chestia asta cu vinul, Dumnezeu să-l ierte, tata care zicea, mă duc până... Da. A mers ziua. Zicea tata, Dumnezeu să-l ierte, zicea, la un moment dat, mă duc să vântur varza. Și venea după aceea. Am vânturat varza, cum a fost? Foarte bine. O să iasă o varza în ăsta ceva fantastic. Acră. Pitroceală, nu? Așa. Vânturat, se zice la Ardeal, nu? Da. Să vântur varza, la Olten s-o pitoci în puțin. Dar noi o pitroci, ne pitroci. S-o bate cum ar veni, domnul, da? Deci, ia, nu știu dacă ați observat, mazărea asta e neatinsă. Deci, e bună, dar e neatinsă. Am zis că trebuie să gustăm. Trebuie să inaugurăm și varza. Am documentat cât s-a ținut cărnița asta la cuptor ca să prindă această nuanță. Da? Da, e... dar ce nu te-am zis noi, Emil, este că domnul Galan a ținut această carne, l-a afumat înainte, ca noi să o ținem 3 ore la cuptor. Și l-a maturat. Încă o lună, sare, condimente. Vezi, de-aia se grămădește și tot românul, nu numai străinul. Da. De sărbători să meargă în Ardeal. În Ardeal, da. Îi mulțumim foarte mult lui Emil. Avem un interviu acum cu Camelia Șucu și în ultimul minut și ceva urmează știrea zilei și o să o comentăm. Mulțumesc, domnule Emil. Toate cele bune, ne vedem. Frumoasa și bestia. Nu e nici frumoasa, nici bestia, dar e ce trebuie. Tatălui. Oameni! Sunt bine și mă bucur să fiu alături de foarte mulți prieteni într-un loc nou al Bucureștiului și care mă face să mă simt și mai bine că sunt aici în București. O toamnă frumoasă. Aveți timp să mai ieșiți așa, nu știu, timp pentru dumneavoastră, pentru sufletul dumneavoastră, pentru ce vă face plăcere? Eu cred că e o lecție pentru noi, timpul noi ne-l face, nu ne-l dă nimeni și timpul noi ne-l facem. Reușesc să mai mă văd și cu prietenii, să fiu și cu familia, să fiu și cu nepoții, deci reușesc, da. Care e regula cea mai importantă în business, adică pe care o respectați așa cu sfințenie? În business? În business, regula pe care o respect cu sfințenie este să fiu corectă față de oamenii cu care eu muncesc, față de clienții mei, față de tot ceea ce înseamnă a face business. Sunteți o femeie de afaceri cunoscută. Cum arată așa programul dumneavoastră? Nu știu, într-o zi, cam cum vă structurați timpul? Să zic așa, nu este neapărat un program foarte, foarte complicat. Am noroc că sunt destul de matinal. Îmi place să mă trezesc la 6, maximum 6 și jumătate. Vara îmi place că se face lumină și mai repede și mă scoală diminețile mai repede.
Îmi place să îmi acord o oră de sport. Pandemia m-a învățat să fac mult sport și în casă și atunci dacă nu am timp să merg la sală sau în pădure, stau și îmi fac și ora mea în casă. Mail-uri, telefoane și din mașină, sunt destul de, să zic așa, multitasking. Multe întâlniri, pentru că îmi place să-mi rezolv lucrurile cu oamenii față în față. Multe gânduri, multe idei. Sportul te ajută foarte mult, cel puțin pe mine, mă ajută foarte mult mental, m-a disciplinat foarte mult, mi-a disciplinat foarte mult a fi corectă, loială și dieta însă mă ajută cel mai mult în a mă păstra fizic la o anumită greutate. Fără combinația aceasta e greu. Numai sport făcând, e chiar periculos să faci sport și să nu-ți menții o greutate corectă. Aveți, nu știu, țineți detox, diete din acestea pentru toamnă, ca să intrați în noul anotimp mai fit? Am cel puțin de două ori pe an în care dietele de detox, și aici mă refer la sucurile pe care le pregătim cu fructe și cu legume, sunt minunate pentru că îmi ajută foarte mult organismul să mă reechilibrez din punct de vedere al vitaminelor. Și da, respect destul de mult să țin o dietă cât mai alcalină. Nu știu, învățăm, știi cum e? Avem acum posibilitatea de a avea atât de multe informații și atât de, nu numai informații, de a fi atât de aproape, foarte multe metode de a ne menține sănătoși, pentru că dietele, sportul, înseamnă în primul rând sănătate. Lăsând la o parte că, bineînțeles, și aspectul fizic contează. Dar sănătatea e primordială. Apropo de aspectul fizic, intenționat sau, nu știu, sunteți adepta acestor, nu știu dacă operații estetice, tratamente, să le zicem, vă doriți ceva anume pe viitor sau cum vă mențineți asta? Eu sunt atentă la tot ceea ce îți oferă tehnologia nouă și atâta timp cât când există, trebuie folosită, bineînțeles, fiecare trebuie să și-o facă acolo la limitele pe care le consideră el. Să nu ne pierdem însă niciodată naturalețea, feminitatea și frumusețea aia pe care ne-a dat-o doamne. Că sunteți o bunică fericită. Sunt acolo în fiecare săptămână, în fiecare zi sunt pe telefoanele mele. Sunt prezent. Cel puțin cât pot de mult în weekenduri îmi fac program cu ei. Au crescut, sunt la școală și mă bucur că sunt atât de binecuvântată să am parte de acest moment al vieții. V-ați dus vreodată nepoții la școală? Adică mai faceți așa? Da, de multe ori, da. Micul dejun îl fac, îmi place. Da. Super. O ultimă întrebare. Ce n-ar trebui să lipsească niciodată din garderoba unei mele de afaceri? Din garderoba unei femei, de a face lucrurile simple, n-ar trebui să da, lucrurile minimaliste pe care să pot să le combin. Sacoul este foarte important. O fustă care să te întotdeauna să te avantajeze și, bineînțeles, accesoriile frumoase. Investiți mulți bani în haine, degulă de obicei? Investesc atâta cât cred că îmi trebuie. La un anumit moment nu-ți mai trebuie atât de mult. Știrea zilei este legată de faptul că azi noapte, la miezul nopții, echipa națională a României, care a învins Elveția într-un meci absolut epocal, a sărbătorit. S-a dus la Wonderful în Floreasca. Hai să vedem câteva secvențe acolo unde Adi de la Vâlcea a fost regele petrecerii, doamnelor și domnilor. Ia să vedem! Să fim bărbate.
să facem doar băieți. E ușor să faci fetiță, să faci băiat, e o știință. Doamnelor și domnilor, înțelepciune grea de la Adi de la Vâlcea. După cum vedeți, au venit dedicațiile. Florin Tănase s-a distrat cel mai mult. El i-a dat bani lui Adi de la Vâlcea și i-a dedicat o melodie fiului său. Pentru asta a fost dedicația cu băieți. Au cântat băieții pe celebrele versuri. Se vede din depărtare omul cu caracter și valoarea mare. E vorba adevărată, când ai bani și ursul joacă. Mai dați imagini de acolo. Felicitări, băieți, pentru această calificare. La vară, vă dați seama că suntem cu toții cu ochii pe Germania. O iarnă foarte, foarte frumoasă. Ia să mai vedem. Ia mai dă de acolo, Neică. Ia. Vă vedeți pe domnul Alibec acolo, lângă Adi de la Vâlcea. E foarte bine. După cum vedeți, a fost foarte bine și la noi în bucătărie. Avem doi bucătari care cu siguranță s-au calificat cei la campionat european. Nu știm care, dar se califică. Pentru că campionatul, acolo și noi. Campionatul european de mangaliță, după cum vedeți, de pe județ. Da, e foarte bine. Da, este foarte bine. Da, a fost foarte bine astăzi. Mulțumim, doamnelor și domnilor, felicitări echipei naționale, felicitări lui Eduard Iordănescu, staff-ului echipei naționale, Ali Beck și toată echipa care aseară a dat cu adevărat un recital. Ne vedem mâine în direct și în reluare. Rămâneți cu Focus, toate cele bune. Program disponibil pe primaplay.ro.